Piața turistică din România prin servicii de tip Airbnb este în creștere, dar datele oficiale au lipsit până recent. Abia de curând Institutul Național de Statistică a inclus și segmentul acesta de turiști care preferă camerele de închiriat sau apartamentele mai ieftine decât hotelurile. În plus, de cele mai multe ori, ai inclus în apartament și o bucătărie, mașină de spălat și alte asemenea aparate utile într-un concediu. E drept, te poți uneori trezi și cu anularea rezervării, ceea ce e mai puțin probabil decât în cazul unui hotel la care ai făcut rezervare. Numărul turiștilor care ne vizitează în regim BNB, În luna iunie, numărul acestor a fost de 121.753 de turiști, adică aproape 10% din totalul turiștilor. De la începutul acestui an, numărul sosirilor în apartamente și camere de închiriat a fost de aproape o jumătate de milion. Mai exact, 489,521, aproximativ 9% din total sosiri. Când AirBnB, o piață online pentru cazare, gază și închirieri de vacanță, a fost fondată în 2008, startup-ul a înregistrat o explozie în industria turismului. Azi, AirBnB este un nume ultracunoscut și una dintre cele mai descărcate aplicații din lume. De-a lungul ultimului deceniu, AirBnB a contribuit la stimularea turismului pe tot globul. Familiile și grupurile mari de prieteni fac călătorii din ce în ce mai lungi și uneori își dau întâlnire în locuri în care hotelurile sunt fie puține, fie ocupate și unde Airbnb oferă o alternativă. Este prea devreme să spunem cum va afecta Airbnb industria hotelieră, dar e clar că Airbnb a ajutat hotelurile să-și reseteze transformarea digitală. Dar succesul nu a venit peste noapte. Startup-ul a achiziționat o serie de alte startup-uri pentru a spori eforturile de personalizare. Cea de-a doua achiziție în 2012, local mind a făcut mai ușor pentru călător să personalizeze întrebările pe care le pun despre locuri în care ajungi. În 2019 au achiziționat și alte aplicații, cum ar fi hotel Tonight, care reunește ofertele de camere de hotel pentru călător last minute și apoi cumpărând Urban Door. Relatează hotnews.ro.